iubiților, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, care este peste fiecare dintre noi și sub ajutorul lui Dumnezeu, cred că suntem în această dimineață, în acest loc de rugăciune, unde sunt bucuros ca la loc de cinste să fie cuvântul lui Dumnezeu. La asta trebuie să țină orice creștin și orice copil al lui Dumnezeu, aflându-se în asemenea locuri speciale. Și având cuvântul lui Dumnezeu, eu cred împreună cu dumneavoastră în prezența Domnului care deja am simțit-o, în prezența Duhului Sfânt și în prezența Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. De aceea, sub această binecuvântare, vreau să vă binecuvintez pe toți care ați ales să fiți la casa de rugăciune și în numele scump al Domnului Iisus Hristos, de la cel mai mic copilaș, care poate stă lângă mama lui, până la cel cu pericărunt, să vă binecuvintez și spun din toată inima, Domnul să binecuvinteze tot acest popor. Șederea noastră aici este și are un scop. Împreună cu soția am venit la copiii noștri, la Virgil și la Ana, care au 3 copii și sigur că nu mai trebuie să fac alte precizări în direcția aceasta, pentru că îi cunoașteți. Le purtăm întotdeauna copiilor noștri dorul și oriunde ar fi ei pe pământ, în inimă îi avem, îi purtăm în rugăciune și ne rugăm ca Domnul să le poarte de grijă. Și dacă poate fi ceva mai frumos în viața copiilor noștri, este că Dumnezeu îi binecuvintează ca și pe aici, ca pe voi, ca pe mulți, să-L slujească pe Dumnezeu. De aceea să țineți toți la lucrarea aceasta și să-L slujiți pe bunul Dumnezeu. Sigur că șederea noastră este de câteva zile și este în mod special în intimitatea familiei, dar sigur că devenirea noastră aici au știut și mulți dintre cei care s-au desprins din Biserica Domnului din Maieru, printre care și fratele Avram, și care cu toată dragostea, cu toată bucuria, m-a invitat ca să slujesc în această dimineață și când spun m-a invitat, cuprind toată conducerea bisericii. Pentru că eu cred așa că ați luat decizia aceasta și hotărârea ca să pot să slujesc sub binecuvântarea lui Dumnezeu în această dimineață și este un lucru frumos, așa trebuie să fie, așa trebuie să se lucreze într-o biserică și asta face Duhul lui Dumnezeu, asta face înțelepciunea care vine de sus peste orice copil al lui Dumnezeu și aș spune și îi cuprind din nou în cuvintele mele pe cei care îi aveți și slujesc prin harul lui Dumnezeu în conducerea bisericii. Pe ei și pe dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Sigur, atent la ceea ce fratele Avram spunea legat de lucrarea de slujire, aș vrea să îi cuprind pe toți aceia care s-au desprins din Biserica Domnului de la Maieru și sunt împreună cu voi, slujiți împreună și faceți lucrarea lui Dumnezeu cu dragoste și cu bucurie, dar ceea ce am subliniat este că fratele Avram, peste toată această lucrare, și așa trebuie să facem fiecare dintre noi, așezăm slava lui Dumnezeu, așezăm numele scump al Domnului Iisus Hristos, că dacă este ceva frumos legat de lucrarea de slujire, asta o face Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, sigur, de venirea noastră, și asta ne place să comunicăm și noi și să spunem fraților, știe biserica, frații de acolo de la Maieru, care cu toată dragostea vă cuprind pe dumneavoastră și vă transmit har, pace și binecuvântare și salutul bisericii Domnului de la Maieru este din Apocalipsa 22, versetele 12, 13 și 14. Sigur, bucuros am fost să întâlnesc din familia Mogovan pe unchiul nostru, pe fratele Vasile cu mătușa și
îi binecuvintez și pe ei și Dumnezeu să le binecuvinteze viața lor, familia lor, care e împânzită cumva ca multora dintre dumneavoastră în multe țări din lumea aceasta. Dar ceea ce este important este că Dumnezeu ne ajută oriunde am fi să putem să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu. Apoi, fratele Sânducu Negrușer, care a slujit aici, invitat special la lucrarea pe care ați avut-o, știind de venirea mea încoace, m-a rugat în numele Domnului să transmit din nou căldură, dragoste frățească, har, pace și binecuvântare din partea lui, a familiei și a bisericii unde slujește. Tot la fel și fratele păstor, fratele Viorel Deiac, păstorul județean și președintele nostru de filiala de Cluj. Mulțumim lui Dumnezeu că Domnul a lucrat în viața lui și s-a atins de el într-un mod special. Și cu asta vreau să-și închei și de mine Dumnezeu s-a atins și mulțumesc Bisericii Betania, fraților de aici care au știut când eram și eu încercat și cumva sub această boală în trup, Domnul s-a atins de mine și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și îmi continui viața pe pământ cât vrea Dumnezeu să fie. Dar asta este sub ajutorul și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat! Haideți acum cu ajutorul lui Dumnezeu și uitându-mă și la ceas și la timpul care mi-a fost acordat suficient și mulțumesc lui Dumnezeu, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Și apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, mă repet prin cuvinte, sunt bucuros să vă pot sluji și să vă fiu de folos. Sunt bucuros să vă pot sluji sub binecuvântarea lui Dumnezeu și să vă fiu de folos, lăsându-vă o învățătură sănătoasă din cuvântul lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu mă va ajuta. Mulțumesc pentru rugăciunile care le faceți întotdeauna pentru cei care se ridică în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Frumoasă temă aveți anul acesta, 2016, și cred că Dumnezeu este acela care se implică, pentru că ați ales-o sub călăuzirea Duhului Sfânt. Este vremea, este timpul și să nu stăm nepăsători când, într-un fel sau altul, cât privește lucrarea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne apropiem de Domnul și implicit să ne apropiem de cei care au nevoie de Domnul. Gândindu-mă la cuvântul lui Dumnezeu și la tema aceasta, m-am gândit că e folositoare lucrarea aceasta la un moment dat să te apropii de aceia care au slăbit în rugăciune. Preoibiților, lucrarea aceasta ca să mă apropii la un moment dat de cineva în care eu observ, am lumina, înțelepciunea și călăuzirea din partea lui Dumnezeu, să-mi dau seama de cineva care a slăbit la un moment dat în această lucrare a rugăciunii. Aceasta nu se poate face oricum. De aceea aș vrea să vă spun în primul rând că dacă tu ești omul acela care ai lucrarea aceasta, o simți că vine din partea lui Dumnezeu ca să o faci, tu trebuie să știi că în primul rând trebuie să-i aparții lui Dumnezeu. Oamenii care nu aparțin lui Dumnezeu au alte moduri de închinare. Oamenii care nu aparțin lui Dumnezeu înțeleg altfel modul cum să se apropie de Dumnezeu și cum să se închine înaintea lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu dintotdeauna, dacă a fost atent la ceva în viața omului, dacă a fost atent înspre ceva în viața omului,
a fost atent Dumnezeu la felul cum omul se închină și vine înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dacă deja te-ai gândit și ai dorința aceasta să te apropii de cineva care l-ai văzut ca slăbit în rugăciune, tu trebuie, în primul rând, să fii omul care să-i aparții lui Dumnezeu. Unoară, când erau oamenii aceia doi, și care și unul și altul s-au închinat înaintea lui Dumnezeu, spune Dumnezeu la un moment dat că spre închinarea sau spre rugăciunea lui Abel, Dumnezeu a privit cu plăcere, cu bucurie. Asta mă determină pe mine și mă învață că eu trebuie, în primul rând, să-i aparțin lui Dumnezeu. Apoi, mă gândesc la oamenii lui Dumnezeu ca Avraam, ca Eliezer, ca Moise, ca David, ca Ilie, ca Elisei, ca cei tineri în Babilon, până la Domnul nostru Iisus Hristos și de la Domnul Iisus Hristos încolo până în vremea zilelor noastre. Eu, dacă nu-i aparțin lui Dumnezeu, voi înțelege altfel modul cum să stau înaintea lui Dumnezeu. Voi avea alte forme de închinare. De aceea Dumnezeu din totdeauna, dacă a fost atent la ceva în viața omului și a fost atent Dumnezeu, a fost atent Dumnezeu la fel cum omul se închină și cum vine înaintea lui. Chiar privind un om, chiar privind o familie, chiar privind o națiune, și Dumnezeu, când a văzut ceva, că omul, familia sau națiunea sau poporul acela, chiar dacă îl cuprindem în cuvinte poporul Israel, în vechiul așezământ și în noul legământ poporul lui Dumnezeu, când nu i-a plăcut închinarea, Dumnezeu a luat atitudini în dreptul omului. De aceea este foarte important să înțelegem că atunci când eu vreau să mă apropiu de cineva ca să îl motivez să fie altfel, în primul rând, tu trebuie să fii omul care să-i aparții lui Dumnezeu. Apoi, vreau să vă spun, nu că ar fi ceva nou pentru mulți de aici, nu. Poate fi pentru unii ceva nou. Terenul acesta, în a te apropia de cineva, în care ai constatat că i-a slăbit rugăciunea, nu-i simplu deloc. Mai ales pentru vremea și timpul în care acum trăim noi, generația aceasta în care suntem și ne aflăm, sau generația aceasta care vine și a copiilor mei, ea nepoților mei, nu va fi simplă deloc, pentru că atâta cât privește închinarea după cuvântul lui Dumnezeu, închinarea după principiul Sfintelor Scripturi, din toate direcțiile suntem bombardați cu tot felul de învățături. Nu e așa că întâlnim oameni și dacă ne-am gândit cel puțin la dimineața aceasta, să nu ne înșelăm că mai sunt oameni care se află și în alte locuri de rugăciune și se închină și se roagă. Dar atunci când nu i-a aparținut lui Dumnezeu, modul tău de închinare poate fi altfel. Nu e așa că cât privește învățătura aceasta ca mijlocitori, unii îl au și le au ca învățătură, nu pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci când stau de vorbă cu un asemenea om și îi vorbesc despre Iisus Hristos ca mijlocitor, că El are pe altcineva, și mă gândesc la modul lui de închinare sau chiar îi văd modul lui și felul cum se închină,
îmi dau seama că un asemenea teren nu-i simplu. Poate fi uneori chiar periculos. De aceea, în al treilea rând, vreau să vă spun că poți să întâlnești oameni descurajați. Și nu orice oameni, oameni care au fost implicați în lucrarea de slujire. Pentru aceasta aduc înaintea dumneavoastră un om al lui Dumnezeu, pe omul lui Dumnezeu, Ilie. Dacă ne uităm la biruința pe care i-a dat-o Dumnezeu pe muntele Carmel, dacă privim scena aceea și putem să facem un exercițiu mental ceea ce Dumnezeu a făcut acolo și cum a lucrat Dumnezeu, vine un alt moment în viața lui când intră în starea aceasta a descurajării, când află că cineva în dreptul lui se luptă chiar să ia viața. Posibil, și aici mă refer, și în direcția aceasta e mesajul, mă refer în mod special la aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu și uneori, datorită unor stări, posibil să ajungă și în situația aceasta, nu numai să slăbească în rugăciune, nu numai să fie acum altfel starea lui de credință. Uneori, această descurajare, această desnădejde produce și alte stări care pot să te conducă într-o altă direcție. Sigur că Ilie n-a stat și n-a rămas în starea aceasta, dar posibil uneori în poporul lui Dumnezeu fiind să existe cineva care să ajungă la un moment dat într-o altă stare, după o stare așa de slavă, de glorie, de multă propășire, de multă binecuvântare, în urma slujirii pe care o faci, să ajungi într-o altă stare și tu îți dai seama. Și dintr-o dată tu vrei să fii omul care să fii lângă acela. Apoi, posibil să existe o altă categorie pe care îi observăm și îi observi, care dintr-o dată ajung într-o altă stare și au o altă direcție de mers pe calea aceasta alunecoasă a lumii. Bunoară, deci Lot a fost pus cumva în fața unei mari alegeri. Cuvântul lui Dumnezeu spune că datorită alegerilor lui a ajuns cu familia lui chiar în Sodoma. Preiubiților, uneori nu-i simplu să te apropii și terenul acesta poate fi foarte periculos de cei care la un moment dat merg pe calea aceasta alunecoasă a lumii și vezi că au alte stări, pentru că lumea are alte învățături, are alte principii, are o altă direcție, nu ca și un copil al lui Dumnezeu. Și starea aceasta a direcției de mers în direcția aceasta poate cumva în viața omului cumva să atingă și partea aceasta să fie altfel, să nu mai rămână un om al rugăciunii, să nu mai fie unul plin de râvnă, plin de dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu și tu observi lucrul acesta. Apoi, cuprind gândul acesta lângă tot ceea ce a fost aici, la fiecare rugăciune și îndemn pe care frații l-au adus, mi-aduc aminte de, și puteți să vă aduceți aminte, de omul lui Dumnezeu, David, când trebuia să fie în luptă. Cu alte cuvinte, când trebuia să slujești la cor, când trebuia să slujești pentru o rugăciune, când trebuia să slujești pentru un cuvânt, că avea cineva nevoie de un cuvânt pe care Dumnezeu poate să-l dăruiască prin tine, tu îți găsești alte preocupare.
Vorbesc de lucrurile acestea ca stări, ca să aduc înaintea dumneavoastră că uneori, ca să te apropii de cineva care la un moment dat apare o altă stare în viața lui. David a ales altceva, comoditatea, relaxarea, nepăsarea, l-a condus într-o direcție greșită. Cum aș putea eu să înțeleg altfel în dreptul unui om, unui copil al lui Dumnezeu, frate sau soră, tânăr care l-a ales pe Dumnezeu și la un moment dat în viața lui apare ceva care uneori avem răspunsuri, altădată medităm de ce s-a întâmplat așa. Acestea sunt învățături pentru noi, că uneori e foarte greu să te apropii de un asemenea om, de o asemenea persoană care ajunge în starea aceasta. Terenul poate fi periculos și din punctul acesta de vedere. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne arată despre un mare om, ca toți despre care m-am vorbit. Omul acesta îl proclamă la un moment dat pe Fiul lui Dumnezeu și este cel care cumva a pregătit calea Domnului nostru Iisus Hristos. Cumva implicat în lucrare și a spune, ai venit din România, egal din ce zona țării ai venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și v-ați așezat într-o biserică, că ați găsit cu cale să fie așa lucrare de slujire și bine ați făcut. Ai fost implicat, ai proclamat numele lui Dumnezeu și dintr-o dată să apare starea aceasta îndoielii. Uneori și îndoiala este ceva care lucrează în direcția aceasta ca să-ți slăbească rugăciunea, să slăbești în credință și să fii un alt om. Omul acesta, după ce proclamă numele Domnului și toată slava Lui, cheamă ucenicii și spune, duceți-vă și întrebați-L, El este sau să așteptăm pe altul? Nu-i simplu terenul acesta, că să te apropii la un moment dat de cineva care ți-ai dat seama că a făcut lucrarea lui Dumnezeu și că tu deja ai început să postești, să te rogi și să-ți deschidă Dumnezeu o portiță ca din nou această stare din viața acestui om, din viața acestui copil al lui Dumnezeu să dispară și să fie altceva, ceea ce vrea Dumnezeu și ceva, ceea ce îți dorești să fii. Uneori întâlnim și starea aceasta. Deci, Apostolul Petru, chiar stând de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, a zis, cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Posibil să-ți descoperă Dumnezeu pe cineva care la un moment dat așa are încrederea aceasta în sine. Domnul l-a învățat atât de frumos și s-a apropiat cu atâta dragoste, cu atâta iubire, pentru că a înțeles starea în care se află omul lui Dumnezeu Petru. Cu alte cuvinte, m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Va fi altceva în viața ta. Chiar dacă descoperi un asemenea frate, o asemenea soră, un tânăr cumva care are deja direcția aceasta în a se încrede în sine și nu înțelege lucrarea pe care Fiul lui Dumnezeu a spus-o și e valabilă pentru orice vreme, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Oriunde am fi noi pe pământul acesta. Apoi, sigur că ar fi multe în direcția aceasta să vă pot spune și știți și dumneavoastră multe. Le-am arătat ca să știți că uneori terenul acesta nu-i simplu deloc. Ca să mergi în direcția aceasta și să te apropii de oameni în care ai văzut că le-a slăbit credința, nu mai sunt așa când se roagă, le-a slăbit rugăciunea lor. Din ceea ce
învățăm din Sfânta Scriptură și aici voi puncta câteva lucruri, învățături, gândindu-mă la exemplul personal. Și când m-am uitat în Sfânta Scriptură, m-am uitat la exemplul personal al Domnului nostru Iisus Hristos cât privește rugăciunea. Posibil să n-am biruință, posibil să n-ai biruință dacă nu mă aflu în această stare, în această stare de puterea exemplului meu personal, atunci când mă apropiu de cineva, că i-am văzut că a slăbit în rugăciune. În cuvântul lui Dumnezeu găsim scris și aș vrea să urmărim versetul acesta în Matei 14, capitol, versetul 23. Aici îl găsim pe Domnul nostru Iisus Hristos că se roagă. Domnul nostru Iisus Hristos în viața Lui și în lucrarea de slujire într-un mod special era rugăciunea. Matei 14, versetul 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. Fiul lui Dumnezeu realiza în fiecare moment din lucrarea de slujire că se întâlnea cu oameni chiar de felul acesta, care aveau nevoie de Domnul și în felul cum se apropia Fiul lui Dumnezeu de ei, n-au putut să vorbească oamenii altfel decât când îl auzeau vorbind. Chiar și atunci când s-au dus să-l prindă, nu l-ați adus, nu l-am adus. De ce? Pentru că n-am auzit vorbind vreodată vreun om ca omul acesta. În cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, în ceea ce El aducea înaintea oamenilor, El realiza în orice moment că se întâlnea cu oameni cu neputință, oameni bolnavi, oameni care aveau nevoie să le fie schimbată viața. Tot așa, dacă deja te-ai gândit și ai prioritar lucrarea aceasta, să te apropii de cineva în care tu ai observat și ai văzut că i-a slăbit rugăciunea în viața lui și îi altfel omul acela, nu te poți apropia decât dacă în viața ta există această rugăciune personală. Rugăciunea personală din viața ta va fi una din exemplul tău personal și din puterea exemplului pe care poți să-l dai celuilalt de lângă tine. Că dacă ai gândi că el nu gândește în dreptul tău și cum ești tu, vreau să-ți spun că el chiar acolo privește. Persoana aceea chiar acolo privește. Când tu vrei să te apropii de El și să-L înveți, să te rogi împreună cu El, să postești împreună cu El, El se va uita în viața ta, în viața acestui om. Văd rugăciunea personală? De aceea, puterea exemplului Domnului nostru Iisus Hristos cât privește rugăciunea personală a fost ceva care i-a determinat pe oameni să învețe și ei să fie la fel. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo Domnul Iisus Hristos s-a rugat toată noaptea. Asta înțeleg că la rugăciunea personală a mea eu trebuie să-i acord timp. Și nu puțin timp. Frații vorbeau și ne învățau la timpul de rugăciune, fiind ocupați
voi aici, noi în România, nu, poate prea ocupați, cumva grăbim lucrurile. Atunci când te-ai gândit să te apropii de cineva și îmi dau seama că asta facem fiecare dintre noi, nu? Să mă apropiu de cineva și văd că terenul acesta nu-i simplu, de un om care îi descurajat, de cineva care a ajuns în starea aceasta a îndoielii. El trebuie să vadă în viața mea această rugăciune personală. Dar nu numai atât. Rugăciunea aceasta personală încât eu trebuie să-i acord timp și uneori nu puțin timp. De aceea, roagă-te lui Dumnezeu, frate și soră, tânăr care te afli aici și ți-ai propus deja sau îți vei propune să te apropii de cineva. Poate că e cineva drag din familia ta, poate că e cineva drag din biserica unde este așezat, poate este cineva drag nu de aici, de unde sunteți voi, din România. Îl ai în rugăciunile tale și te rogi înaintea lui Dumnezeu. Vreau să spun că asta vrea să vadă în viața ta. Asta vrea să vadă El în viața mea. De ce folos v-aș fi eu aducându-vă această învățătură? Vă spun, de niciun folos, dacă în viața mea ca slujitor nu există această rugăciune personală și să acorzi timp și uneori nu puțin timp, mult timp. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune că în viața Domnului nostru Iisus Hristos, lângă această rugăciune personală, era și rugăciunea în odăiță. Aș cuprinde familia și nu greșesc cu nimic altceva în direcția aceasta când spun odăiță. Cuprind familia mea. Când te gândești la rugăciunea în odăiță, spune cuvântul lui Dumnezeu, intră în odăița ta și încuie ușa și roagă-te acolo. Lucru în echipă l-am observat aici în biserică. Și în direcția aceasta trebuie să fie lucrarea lui Dumnezeu. Unoară, îți dai seama că soțul tău, posibil soția sau cineva din casa ta, că este implicat în lucrarea aceasta. Rugăciunea în odăiță, unde poți implica familia, soțul, soția, copiii, are mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Asta au făcut-o și tinerii în Babilon, când la un moment dat, în urma celor vise, vedenii pe care, sigur, Dumnezeu le-a dat și oamenii nu puteau cumva să le tălmăcească. Atitudinea sau ceea ce Daniel a făcut, trebuie să fac eu și tu, că uneori, de unul singur, nu putem să facem nimic sau realizările noastre sunt mici, slăbuțe sau aproape deloc. În rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos mă învață pe mine că este rugăciunea din odăiță unde pot implica pe cei din familia mea și când implic și suntem mai mulți, Dumnezeu este determinat să lucreze la ceea ce eu îl chem, la ceea ce eu vreau ca să lucreze Dumnezeu. Oricât am gândit că cel pentru care mă rog nu se uită în viața mea, vreau să spun, se uită în viața mea. Puterea exemplului personal cât privește rugăciunea era în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Rugăciunea personală. Acorda timp și uneori se ruga toată noaptea, că venea momentul în viața Domnului Iisus Hristos când se întâlnea cu toată această categorie de oameni care se confruntau cu tot felul de situații și probleme. Și Domnul Iisus Hristos, cum s-apropia de ei, le rezolva problema. Cred
că în dreptul acelor care le-a slăbit rugăciunea. Și observ că direcția lor este într-o altă direcție. Ei au nevoie de rugăciunea mea, au nevoie de rugăciunea ta, au nevoie de rugăciunea bisericii, au nevoie să apropie cineva de ei și să-i învețe puterea exemplului personal al tău cât privește rugăciunea. Fiind așa, vor vedea și se vor trezi dintr-o dată și își vor da seama că își trebuie să schimbe direcția lor de mers și să fie cel puțin cum au fost, plin de râvnă, și să fie cel puțin cum au fost, plin de dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu, implicați în viața de familie, implicați în viața de slujire a bisericii, implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Asta poate să fie realizată dacă eu, când am prioritar lucrul acesta în dreptul cuiva, în viața mea există rugăciunea personală, cum era în viața Domnului Iisus Hristos. Există rugăciunea din odăiță și, în al treilea rând, în viața Domnului nostru Iisus Hristos era și rugăciunea din momente grele. Realiza și în fața lui era paharul acesta și a venit înaintea lui Dumnezeu Tatăl cu rugăciune, dacă-i cu putință să treacă paharul acesta. Uneori Dumnezeu ne trece prin momente grele și uneori nu simple deloc. Exemplul acesta personal acestei familii care a stat înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu m-a făcut să mă gândesc că n-au fost puțini ani și suficienți, 13, când să-L vadă pe Dumnezeu lucrând în viața lor. Uneori Dumnezeu mă trece prin experiență și îți pui tu întrebări, îmi pun eu întrebări, cel pe care, de fapt, eu sunt implicat și să fiu alături de cel care i-a slăbit rugăciunea, credința și este un alt om acum. Dacă eu am trecut printr-o stare aceasta încercării, pot să fiu lângă cel care este acum încercat, în starea în care am fost eu și tu. Asta învață pe mine și ne învață pe noi că în viața Domnului nostru Iisus Hristos era rugăciunea din momente grele. Momente grele sunt acelea când omul slăbește în rugăciune. Momente grele sunt atunci când omul slăbește în credință. Momente grele sunt atunci când oamenii ajung îndoielnici. Momente grele sunt atunci când oamenii merg într-o altă direcție, în direcția aceasta alunecoasă a lumii. Momente grele sunt atunci când oamenii ajung în poziția aceasta a încrederii de sine și ar gândi că pot să rezolve toate lucrurile. Terenul acesta uneori nu-i simplu și poate fi periculos pentru mine, chiar și pentru tine, văzând asemenea stări din viața copiilor lui Dumnezeu. Exemplul personal are o mare putere. A avut-o și în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Și cât privește rugăciunea, să fie dar așa. Și cred că eu și tu te vei putea apropia de acela care vezi că i-a slăbit rugăciunea, dacă în viața ta există rugăciunea personală. Dacă la rugăciunea personală tu i-acorzi timp suficient și uneori nu puțin timp, mult timp, să existe și rugăciunea în odăiță unde nu te vei afla numai tu. Poți implica familia la rugăciune, lucru în echipă, ceea ce vrea Dumnezeu, că asta a spus Dumnezeu, unde sunt doi sau trei, Domnul este acolo. Și rugăciunea din momente grele, ceea ce de fapt a existat și în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Fie dar să fie o luptă în privința aceasta și împreună cu mine să vă luptați, să fim și să rămânem oameni ai rugăciune într-un viac
când să dau alte învățături cât privește rugăciunea. De aceea e important să îi aparținem lui Dumnezeu și aparținându-i lui Dumnezeu vom realiza că atunci când îi aparțin lui Dumnezeu, îi înțeleg și felul cum trebuie să mă închin, îi înțeleg și modul cum trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu și aparținându-i lui Dumnezeu, cred că poate exista lucrarea aceasta a rugăciunii personale, a rugăciunii înodăiță și a rugăciunii din momente grele. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul acesta. Pe dumneavoastră, scumpi frați, iubite surori, copii și tineri, care sunteți implicați în lucrarea aceasta de slujire în Biserica Domnului Betania din Dublin. Trăiți în pace cu toți oamenii, trăiți în pace cu toți frații care sunt în orașul acesta, care sunt în țara aceasta și fiind așa, veți împlini lucrarea lui Dumnezeu, vom împlini lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu să fie în viața mea și în viața ta, trăind în pace cu toți oamenii și cu frățietatea de pretutindeni, că străini și călători suntem și în România și aici, dar străini și călători în direcția unei patrii, unei patrii mai bune, unei patrii cerești, făcută de însuși mâna lui Dumnezeu. Au dorit-o oamenii lui Dumnezeu și le-au urat de bine zilelor acestea în care trăim noi, pentru că n-au vrut să ajungă la desăvârșire fără noi și împreună cu noi. Și împreună cu noi, toți cei dragi ai noștri, pe care îi vrem mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.